Da. Nu mai marcase din uh, 2 mai. Multă, Ce asta? multă vreme. Enorm mi se pare pentru nivelul FCSB-ului și, și pentru, pentru nivelul lui, pentru valoarea lui. lui și pentru nivelul echipei, care, evident, rămânând la datele meciului de aseară seară, o echipă evident mai bună, cu jucător mai bun, cu ne gândim doar că Miculescu, care era vedeta Utei și jucătorului determinant, e rezervă la FCSB da. în datele cinstite ale evoluției lui. Ce înseamnă că Olaru n-a scris, cred că vine tot de la această uh, lipsă de încredere în, în, el însuși. Pentru că dincolo de uh, ce spune antrenorul, dincolo de adversar, că e Silca că e West Ham, tu trebuie să ai tu credința că ești uh, o valoare, că ești, indiferent de relațiile cu jucătorii, de eu așa cred, doar așa pot să performez știind cum spune Hagi. Eu când mi-a dat mingea eu Iosif Bucos și, și aveam 12 ani, eu mi-am dat seama prima oară când mi-a dat mingea pe teren că eu o să fac fotbal de mare clasă. Pentru că mi-am dat seama că mă pricep, mă distram. Simt, trebuie să simți tu. Cum zice Nikita, când te-a pus să scrii o poezie, dacă n-ai credința că va fi cea mai frumoasă poezie din istoria literară, nu o mai scrie, nu te mai apuca, du-te la alte, fete bucătar. E, această lipsă de încredere a generat în olaru aceste sincope și e valabil pentru toți fotbaliștii români. E o explicație pentru ratarea de afară, pentru jucătorul român care pleacă. Vezi Claudiu Niculescu golul fenomenal cu Real Madrid și neputința de la Genoa, revenirea umplem și mulți 10, alții. mulți 10 foi umplem cu cei care au plecat și n-au reușit cred că principala, cum să spun, problemă este această lipsă de încredere pe care, ca să dovedesc prin demonstrarea contrariului, croații, sârbii, nu au un genă. E adevărat. Bine, nu cred nici în, chestia asta, în chestiunea asta cu gena. Cred pur și simplu în, în uh, dezastru care există de după Revoluție, când vine vorba de creșterea copiilor. Dar de ce, nu, tu, de ce nu pleci tu din familie, din, din felul nu în care. Nu așa, îți te... spun de ce nu e așa. Pentru este că, bun. în momentul în care uh, ajungi într-un mediu, care eu am mai spus de multe ori, fotbal este o castă. este o masonerie, dacă vrei. Știu, și tu știi foarte bine. Este că foarte greu. Uh, accesezi lumea interioară a fotbalului cu adevărat și crește acolo de la cât de la 5, 6, 7 ani. Da. Ajung copiii să aibă încredere mai mare în antrenorii lor decât în părinți. Pentru că se creează și sentimentul ăsta. Nu le spun părinților că mi-a dat una după ce a făcut. Știe el că e antrenorul și n-am alergat eu că trebuia. Că așa se face. de ce? Pentru că vezi la televizor că în Liga întâi în jur antrenor și țipă la jucători, ți se creează mentalitatea asta. Și așa și aici. E o mentalitate greșită în România de creșterea copiilor. Eu nu, vreau, nu pot să cred că e poporul slab. Nu, e vorba... Că suntem un popor vorba... care a făcut nu o revoluție, mai multe. Răscoale, am nici, luptat în războaie. Nimic vorbă. Tocmai m-am referit la spațiu balcanic. Adică eu, eu vreau să spun că nu există chestia asta, gena slabă a românului, românului. Nu, există educația nefericită, să-i spun așa, de la copii și juniori. Și când ajungi deja la 16-17 ani în care tu ești învățat că te apuci tu să dai cu călcâiul, vezi de treaba ta că ești vai de capul tău și nu știi să dai stilul ăsta, normal că tu clachezi. Nu ești crescut și nu ai o educație în sensul în care să înțelegi ce înseamnă o carieră de fotbalist. Ești crescut doar să știi să-ți o mașină, să-ți o femeie mai frumoasă și câteva ceasuri. Dacă ajungi în străinătate, consider că ai păcălit și te relaxezi. Nu. Ei ar trebui să se gândească că am ajuns în Bulgaria la Ludogorez pe 500 de mii pe an, triplu față de cât luam în România. Următorul pas trebuie să fie în Franța, în Italia. Și nu, zic. ei nu mai gândesc așa, ei gândesc gata, pot să stau liniștit să cheltuiesc banii la 23-24 de ani. Cred că aici e problema de fapt. Cu siguranță asta e problema. Așa o văd eu, nu știu dacă Cu e Cu așa... siguranță asta e problema. Rezolvarea ei sigur că stă și în felul în care ești pregătit de antrenori și de ce se întâmplă la copii juniori, unde e o în ultimele decenii puternică. Dar cred eu cred că trebuie să existe și în tine ceva, gen Gică Popescu, gen Lupescu. Da, da, uite, vezi, au fost crescuți diferit, tu dai exemple. Asta spuneam, am spus educarea da. de Așa după revoluție, Tu dai, ne dai exemple de jucători format în Păi să te raportezi tu olarul la la, păi la nu, atunci, Gica era, Popescu. atunci era politică de stat. Atunci erai responsabilizat ca un uh, militar. Deci sportul, oricum aveau grade și erau încadrați, dar sportul era pentru ei ca o datorie ca și cum ai merge la război. Pentru că era un război pe plan internațional. Dar era și să... unul al tău, să știi. Sigur că erai pregătit da. ca un... Ca un militar În disciplina respectivă realizea importanța Clubul, și devenea importantă Cluburile pentru erau puternice, conduse, era o piramidă Primul secretar sau ministerul care a deasupra ta, ministrii, secretarii de stat După aceea venea președintele clubului, dacă vorbim de cele militare În provincie era județul Bun, hai să revenim la... la Explicația asta e la... cu Olaru. Cred, no. cred că deci, nu bun. are această încredere în Tot bine, au râs mulți oameni de el când a dat un milion și jumătate de euro pe uh, companiul de la Craiova. A fost ironizat de mari specialiști. Ce am mai spus aici, că el, el, a câștigat. Adică prețul a fost bun. Asta, asta vreau să spun. Mulți au doamne, că a venit din ligile inferioare, că era un anonim, că a, fost bun la Craiova prin Liga 3 prin Liga 2 Uite că, în continuare, companiul este poate cel mai important în momentul de față pentru FCSB. Poate. Da, și cred că și cel mai bun atacant central din România, România, în momentul de față. În momentul de față, da. Cred că este lângă Alibec acolo sau e într-o dispută cu Alibec pentru acest titlu. Parcă mai constant companie decât Alibec. Alibec mai, mai spectaculos, mai puternic, mai. Dar te întreb altceva, dacă tu, în momentul de față, ai avea o echipă pe cine ai miză, dacă ar fi să alegi unul dintre ei? Mie mi se pare compania mai uh, constant. Da, compania, Companio, nu? Da. Pentru că Alibek e un artist, pictează, dar nu mereu. Nu mereu. Ori companio dă cu barda, dar măcar îți uh, obține ce are nevoie. Și mai e ceva. E constant. constant. Aia este. E important totuși să te bazezi. Ce vorbeam și săptămâna trecută, apropo de portare, de Rică Răducanu și de ce. Cel mai talentat, cel mai mare dintre ei. Dar nu puteai fi sigur că n-are vreo idee năstrușnică într-un moment. Și atunci îl preferai pe uh, cel care era constant. Da? Îl preferai pe Iordache, îl preferai pe Adamache, pe Silviu Lung. Uh, la fel în zilele noastre. E foarte important nu doar să arăți că ești bun. Pentru că să spun ceva, faci de ani această emisiune. Lumea dacă s-ar uita azi la tine... Marțea viitoare la altcineva, ai veni iar tu, ar mai veni încă trei, dar totuși tu ai fi titularul, da, sau eu aș fi aici invitatul și aș mai veni peste un an. Lumea și-ar pune niște întrebări. Mă dar de ce lipsește, mă dar de ce se. Pentru că să știi, valoarea unei meserii, e dată și de această constanță. Doctorul trebuie să fie bun în fiecare Corect, zi. Corect, așa este, ai dreptate. Nu poți să te duci mâine să și... Să faci un meci bun pe an, sau să salvezi un pacient pe an. Și să zic că, bă, n-am fost în formă azi, nu? Mi-a ieșit opera. <laughs> bă, nu se poate așa